Bună ziua! Bine ați venit în casa mea. Mă numesc Ecaterina Hulea. Vă primesc cu drag în casa mea să vă arăt cum se lucrează o ie românească. Voi arăta toată procedura pentru a realiza cea mai frumoasă ie a noastră. Întâi am pânza topită, o pânză din bumbac 100%, e o pânză foarte bună și vom croi din această pânză părțile componente. În afară de pânză am nevoie de foarte, centimetru, ace, mi le-am prins aici pe magnet să le-am grămadă să nu pierd, mai am un fortecuț, foarte și fortecuț, ațe de care mă voi folosi în executarea modelului. Ei, acum vom începe croitul unei ei. Deci, totdeauna așezăm materialul în lungime și voi întinde centimetru după lungimea dorită a ei. Totdeauna ea se croiește din lungimea pânzei. Deci, și părțile față și spate și mâneci tot din lungimea lucrurilor. Aici am lungimea de 60 de centimetri. Este lungimea pe care mi-o doresc eu la față și spate. O ie românească este alcătuită din 4 părți. Dreptunghiulare sunt, sau să le numim noi părți drepte, că nu necesită răscroială la mânecă. Ea se croiește din material în lungime. Ea este alcătuită din față, spate și două mânici. Toate părțile sunt pe drept, pentru că noi știm din totdeauna, nu a existat mașini de cusut și trebuie aici să coasem noi, să-i facem găurele pe toate părțile. Dar aici, la margine, deci totdeauna trebuie să am ochiul drept, rândul drept, scoțând un fir. De aceea voi scoate și eu aici un fir, ca să merg drept, că după aia nu-mi iese modelul așa cum trebuie. Acum, pe urma firului tras, noi mergem cu foarte bun și tăiem materialul. Ei, acum se taie drept și e bine așa. Executăm motivele populare să ne iasă o ie foarte corect lucrată. Ducem rândul ăsta până în partea cealaltă a material, chiar dacă nu mai rămâne o rezervă de material, nu avem un cotul, trebuie să ne iasă nouă față și spate. După ce am croit cele patru părți, acum iau fiecare parte în parte și lucrez pe ea. I-am făcut o saia aici, am scos un fir și acum trec la lucru și trebuie să fac găurelele. Găurelele cu apă, cu muline alb, deci numai cu o anume ață trebuie să lucrăm, o ață care se numește muline, o ață care nu ne creează probleme și nu se decolorează. Asta dorim noi femeile când lucrăm o ie, să avem o ață bună la lucru. Și acum lucrăm găurele toate marginile, peste tot. Lucrăm găurele. Asta e ca un tip făcut, unde apoi nu mai lasă zdrențe și avem o ie foarte frumoasă. După ce mi-am pregătit fiecare parte cu găurele, următorul pas e alegerea modelului. Mi-am ales un model pe care îl place dumneavoastră, un model Moldova. E un model pe care l-am văzut pe o cămașă foarte, foarte veche, o cămașă pe care am găsit-o făcând cercetare în satul nostru, Odaima Nulache. În final, revin aici cu un modelaj la extremități, jos la poale, jos la mânecă. Am brodat ceva aici, un model în croșet la margine, să fiu cât mai frumoasă. Același model să-l am și sus, în jurul gâtului. Acum, ia să trec eu la lucru. Mi-am ales modelul. Acum o să mă așez și am să lucrez cu mare spor. Pasul următor, mi-am ales modelul, acum trec la lucru.
și lucrez modelul cu drag și spor. Spun eu și mă rog la Dumnezeu să-mi dea răbdare ca să am spor să lucrez această ie în două culori, albastru și bleu. Extremitatea cu albastru, în mijloc lucrez cu bleu. Este bine să folosim acest gherghef, care este alcătuit din două părți componente, una fără arculețul ăsta, care se așează sub material, și celălalt cerculeț deasupra, și așezăm și acest gherghef ne întinde nouă pânzica. Ia uita ce frumos am așezat, acum îmi iau acul, mulineul ăsta trebuie desfăcut în două fire, pentru că el este gros, dar se desface în două și avem doar trei firicele. Așa trebuie raportat la pânza care o avem la lucru. Pânza este foarte finuță și trebuie și ața să fie fină, ca lucru să iasă foarte frumos. Deci după ce am terminat partea de sus care se numește altiță, am pornit a continua mâneca prin aceste șiruri verticale sau perpendicular pe altiță, da? Despărțite la fel cu un modelaj, așa ne-am propus eu. Mie îmi place așa și cred că și cine mă va vedea, mă va urmări cu drag și va plăcea modelul meu. Și de ce să nu spun, îl voi mai da și altor persoane. Cine vrea să lucreze, eu îi dau toate relații, nu mai se treacă la lucru, că e atât de frumos să lucrăm. Cea mai frumoasă ie este ea pe care ne lucrăm noi. Dacă nu putem, pentru că nu toată lumea e dotată de la Dumnezeu cu acest har, dar altcineva să ne lucreze și nouă o ie autentică. Asta înseamnă să lucrăm, să punem acul și ața pe această pânzică și cu răbdare și cu drag, să ne iasă o ie pe care să o purtăm cu drag.